Într-o seară, într-o noapte de Crăciun, în Betlehem, în Iudeea, după cum păstorii spun, bunul Iosif și Maria de departe au venit. Și s-a întâmplat acolo ceva nemaipomenit. S-a născut Crucul Sfânt, ce vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Crucul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Magia a venit atunci când soarele smină și tămâie pentru prunche au adus. Steaua revărsa lumina începută asupra lor și ținându-se de mână, îngerii cântau un cor. S-a născut Crucul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Crucul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Ce vă spun acum nu-i o poveste de copii, deși au trecut ani mulți, mai mulți de 2000. Așa Crăciunul are pentru toată lumea rost, să vă fie cald în suflet. Spune, Rodi, cum a fost? S-a născut Crucul Sfânt, pace vouă.